Izbucnise piatra în praf și pulberi fine, iar cerul se tăiase în două, înspre jos, și soarele din infinit spre infinime răgea umbros. Salut! Murim! În timpul ăsta scurt, când eu te strig, când tu mă strigi și încă ne mai resucim, atâta-ți spun, atâta-ți zic. Salut! Murim! Salut! Bună seara, dragi telespectatori! Am început cu un moment de o excepțională virtuositate muzicală și trebuie să-i mulțumesc invitatului meu, lui Zoltan Butuc, pentru acest moment. Bună seara, Zoltan! Bună seara, Gudea! Și bine ai venit în culoart! Da, nu știu de ce, nu știu ce caut aici, ți-am spus de din prim. Da, știu, dar, mi-ai spus. Dar dacă rămâne măcar citirea acestor poeme sau... dacă rămâne măcar momentul ăsta, zic că e ok, habar nu am ce... pot să spun de interes despre... Uite, îți adresez o întrebare și o să vedem de aici unde mergem cu întrebarea. De ce această întrebare? Pentru că mi se pare pe cât de frumoasă, pe atât de grea. Cine ești, de unde vii și ce faci? Păi sunt trei întrebări, măcar două sunt simple. De unde vin și ce fac? Sunt destul de simple. Cine ești, într-adevăr, alunecă răspunsul măcar? Sau poate și întrebarea are și o dimensiune filozofică? Sau... Exact. Îți mărturisesc că dacă am avut și am emoții pentru interviul ăsta, ți l-am mai dat de vreo 5 ori măcar. Doar că tu nu erai acolo. Dar s-a nimerit ca întrebarea asta să mi-o pui. Și da, ăsta e un răspuns pregătit. M-am gândit, ce poți să spui despre tine la o întrebare atât de firească, când ești prezentat în cadrul de data asta programului Culart, publicului Culart. Cine ești? Păi e foarte simplu și e foarte complicat, cum bine ai punctat. Așa că m-am gândit să spun că sunt o plămadă în drum, în mersul ei, uneori și statul, șederea, face parte din drum. În rest... sunt aidoma tuturor și aș îndrăzni să spun aidoma tuturor un mincinos, așa, un... Da, foarte rar, știu momente în viața mea când am ales să fiu eu și mi-am luat curajul de a... Și înțelesul ăsta adânc, pentru că oamenii sunt inteligenți. Și chiar cu inteligență mint și se mint pe sine și automat recunosc toate șabloanele. Da. Și mi-am dat seama că, de fapt, aici e o pierdere a noastră enormă. Pierdem timp, resurse, tot, dacă nu încercăm să fim cine suntem. Acum, eu varianta mea de răspuns mă mulțumește. O plămadă în. Că uneori cânt, alteori joc. Nu astea mă definesc. Nu. Toate la un loc. Toate sunt o entitate care, sau de fapt un cumul de lucruri care te definesc. Sigur. Ca individ. Sigur. Ca entitate sau ca plămadă. Am scăpat de întrebare. Ai scăpat de întrebare. Vreau să te rog de unde să... vin? De unde vin? De la 50 de minute de studio ăsta. Ai făcut 50 de minute pe drum. Da, am făcut bine. La ora asta în București e foarte regulă. De unde vin? Vin dintr-o cultură mare a limbii. Sunt îndrăgostit de limbă, dacă mai e nevoie să spun asta, de muzicalitate. Poate mai este nevoie să spunem câteodată că suntem îndrăgostiți de limbă. Eu sper să nu mai fie nevoie, sper să se vadă. Și eu sper, dar uite acum... Dar ai dreptate. Poate că până când mă voi prezenta, e cazul să spun. Da, îmi place limba asta. Cred că... Știu că spun un lucru mare acum, dar cred că dacă ne-am apucat de ea și am luat-o în brațe cu toată iubirea, am avea o șansă să ne salvăm. Pentru că
Și știu că vorbesc cu un idoma mie iubitor de poezie. Asta nu e poezie ce spune aici. Nu. Noi nu vorbim poezie. Nu. Asta este o realitate? Asta este o certitudine. Exact. Dacă știința e singurul lucru care ne-a adus traiul, viața, evoluția, e marcată de știință, nu de altceva. Și poetul cu privirea lui, exact, și cu privirea lui înainte a avut rostul lui. Dar dacă știința este ceva foarte clar, măsurabil, tot ea ne dovedește că nu e cât uși de puțin ultima barieră în care cu fiecare ușă deschisă se deschid alte 10 și foarte ușor poți ajunge să spui: domnule, nu știm nimic. Suntem mici, miculuți, așa. Suntem în raport cu cosmosul, bună oară, suntem niște mici la începuturi. Așa este. Așa, nici ușor, măcar la început suntem ne dăm cu mașina pași de viață așa repede, numai că poluăm, numai că ne lovim. La naiba, dacă le lovești, nici măcar nu știu să se repare singure. Adică undeva tehnologia va avansa într-un fel în care se vor repara singure. Absolut. Deci. Dar ce facem cu limba? Se va repara? Limba nu. Și mă bucur că nu m-ai lăsat să bat câmpii prea mult în zona asta. De limbă ne batem joc. Cum ne batem joc? Cum bine am spus, și de noi. Mințind și neavând curajul să fim ceea ce suntem. Eu cred că e valoare în fiecare. Și eu cred că e lumină în fiecare. Dacă nu lăsăm să se vadă, se duce. Să știi că mai rămân doar gadgeturile astea, uh-huh, cu care ne putem făli. Și datorită cărora, sau din cauza cărora, eu primul sunt vinovat, sunt prea mult în afara mea, stau prea mult în afară, în telefon, în televizor. Mă bucur că am putut să spun asta. Asta e foarte important. Mi se pare important. Da, este foarte important. A fost un moment în viața mea când am stat mai mult înăuntru. Și cred că de acolo mi-am găsit, cum să-i spun, ca să nu, nu știu, frumusețea asta. Frumusețea lucrurilor, frumusețea poeziei, frumusețea muzicii, a limbii. Da. Și trebuie să, aș vrea, dacă ești de acord cu mine, aș vrea să povestim de un moment, din punctul meu de vedere, impresionant. Un moment în cariera ta în care ai decis că vrei să spui povești. Păi, în primul rând, am o problemă cu cuvântul carieră și nu cred că mai trăim în epoca în care erau la modă carierele. Cred că acum e pe apucate, e pe, da, e cine sărită, apucă, cine exact, apucă, cine scapă, apucă, cine poate. Cine poate, da. Nu cred că mai trăim în vremea carierelor. Dar în drumul ăsta al meu, da, am întâlnit scrierea domnului Ion Desideriu Sârbu, dar nu cele două romane care l-au făcut atât de cunoscut, Adio Europa sau Jurnalul unui jurnalist fără jurnal. Nu, astea nu le... Nu, n-au nicio legătură cu ce am găsit. Sunt niște povestiri minerești de prin 4-6, cred. Și m-am electrocutat. M-a pus într-un coloană. M-am trezit că stau mai drept. Respirat. Opa! Stai că aici e... Frumusețe de limbă. Mă bucur că ești unul dintre cei care știu ce spun. Îmi pare rău că nu știu toți. Dar, așa cum și tu știi, și acolo ai luat contact cu munca mea, am avut șansa extraordinară, le-a aliniat Doamne așa, să filmez materialul ăsta și să fie difuzat în cadrul programului Teatru în TVR, grație unui om care a avut intuiția că așa ceva și a simțit trebuie același lucru ca și tine. Și mulțumesc și acum și peste timp, Demeter Ondraș se numește. Ide Sârbu împlinește anul ăsta 100 de ani de la naștere. În iunie. Știi care e problema? O să fac asta, o să îl salut pe Ondra și am să-i semnalez asta. Poate că va găsi cu sens să mai rupă puțin, că nu știu cum se fac programările astea în industria asta mare. Da. Dar știu că nu-i de acolo ce am făcut atunci. Nu. Pentru că e prea frumos. Atâta spun pentru cei care nu știu la ce ne referim, că sunt absolut convins că dacă un scenarist
isteț, un american, aș zice, un tip din ăsta foarte pragmatic. Dacă găsea aceste scrieri, ar fi făcut înaintea stăpânului inelelor. Da. Ar fi făcut Sfântul Petru în Petrila. Așa este. Și știu ce spun. Știu. Știu la ce te referi. Știu sigur ce spun. Și crede-mă că sunt în asentiment cu tine, iar ceea ce ai găsit tu acolo, lăsând la o parte faptul că sunt niște povești și sunt scrise într-o limbă românească superbă, sunt niște... Hai să spunem chiar basme, chiar ca, basme. Să aducem, da, ca să aducem da. Dimensiunea da. Mai mare, mai mare povești, a povești. Cu filozofie mm-hmm. fină care circulă peste tot, exact. Cu înțelesuri, cu pilde. Cu pilde și cu oameni până la urmă. Și cu oameni vii, da. Și cu oameni vii și cu oameni nevăzuți. Și nevăzutul de asta, cu Drăzan am spus. Și vorbind de ce spuneai tu acum de scenarist, cred că ceea ce ar fi construit, dacă ar fi reușit să simtă cum ai simțit tu, de exemplu, sau cum a simțit și Demeter, ar fi făcut o poveste mai mult decât un bas, mai mult decât o crudă realitate a acelor vremi, ar fi făcut o poveste a limbii, de fapt. Da, și n-am nimic împotriva ce spui. Limba este extract de spirit al locului, în cazul ăsta românesc. Da, categoric, al spiritului acestui neam, pentru că el acolo adună e... chintesență exact. De românism. Cum te simți în momentul în care... Ai chitara pe care o avem aici lângă noi și o ții la piept și îți cânti muzica. Care este sentimentul pe care tu l-ai de fiecare dată când ești în fața unui microfon, indiferent unde te afli, pentru că de multe ori ai cântat în locuri în care nimeni nu se aștepta să cânti. Nu de fiecare dată te simți la fel. Exact. Pentru că nu tot timpul ești... În spațiul în care ai putea să fii... Să Dar te nu simți. Ești tu cu tine în aceeași așezare. Am momente în care mă încearcă o disperată nevoie să plec acasă, să mă las de tot, pentru că una aud eu și alta iese din mine. Să mai întâmplă? Oribil, da, cum? Dar ratez de granda și ăsta e un motiv pentru care sunt mândru de mine, că mi-am luat curajul să ratez. Trebuie să avem curaj să ratăm. Da. Și să ne asumăm. Eu foarte târziu am aflat asta. Foarte târziu. Cât am jucat în spectacole și sper că vom juca, dar cât am jucat, angajat fiind, departe de a fi un actor cu minte, am fost un actor foarte, foarte docil și în dorința de a înțelege exact ce vrea omul ăla de la mine și cu partener și cu tot, dar evident ca un cal sălbatic, dacă aș putea să spun așa, am încercat să ieși un pic din să nu se uit. Că am, că ai fost să nu acolo. Se uite că ai plătit bilet să mă vezi. Și până la urmă asta ne dorim fiecare și sper că nu am greșit. Dar încă trebuie să fii mai curajos de atât. Sigur, păstrând regulile, respectând oamenii, dar încă trebuie să fii. Sunt foarte, foarte puțini actori cu adevărat curaj. Bun, ce vreau să spun este că acolo nici nu prea se permite. Este un cadru foarte clar. Sunt da, niște, ai niște personaje. Repere. Sunt da. Niște... Canoane. Canoane, iluzorii canoane, dacă vrei. Aici, cum am punctat așa din aur, ai șansa să fii tu. Să fii fără un personaj. Să n-ai unde să te ascunzi. Da. Și uneori mi-a venit să... Să pleci? Să plec. Și alteori mi-a venit să nu mă mai dau jos de pe scenă. Și chiar dacă a durat puțin, același... Aceeași comuniune. Comuniunea când o simți cu cel din umbră, uneori e în umbră. Da, că nu îl vezi din cauza reflectorului. Alteori nu. Alteori lumina cade pe noi așa cum cade și aici. Și când se întâmplă comuniunea și se mai întâmplă și dacă trebuie, hai să vă amintim oameni buni că încă se mai poate. Și că se mai face artă. Ai, nu mă refer la artă, lasă aia. Da, când stai de vorbă cu vecinul tău, când stai de vorbă cu cineva da. Și se întâmplă să simți înțelesul celuilalt și nu-ți mai vine să pleci de lângă el. Așa este. Nu-ți mai... E ceva simplu, uman. Da. E natural, organic, firesc. Da. Da. Fără niciun fel de canoane de care vorbeam mai devreme. Da. Am să mă te rog... Bine, mă simt bine și atâta tot. Mă bucur. Sunt bogat pentru că pot să-mi... Uneori să-mi culc copilul cu Nikita. Ceea ce e... Asta, aici vreau să dacă îmi permis să te întreb, cum e să fii tătic? Nu știu, dar azi noapte n-am putut să o culc, că a descoperit niște biluțe și a vrut să exploreze ea canalul nazal. și le-a introdus în nas. Și a trebuit să te... Și a trebuit să afli cum e să fii tătic la 3 noaptea,
când mămica ei cu o mare răbdare îi scotea a doua biluță din nas. N-a fost foarte bine să fii tătica snot. Te cred. Dar pe de altă parte... am mai spus-o în momente în care am meritat. Fac anul ăsta 50 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc frumos. Am pierdut mulți oameni și sunt prost, sunt un om prost. Nu înțeleg mare lucru din toate. Moartea mai cu seamă. Și am suferit. Nu-mi plâng de milă. Nu, dar am avut timp. E vorba de suferință. Până la 50 de ani, să mă doară, bă, dar rău, știi, rău, bă, bă, rău, bă, bă, până la blocaj, până la... Când îți mai vine să rupi ceva, încă mai exact. Ai în tine viață. Exact. Dar nu, când nu-ți mai vine să faci nimic, nici să atunci respiri, atunci nu prea mai e bine. Și am avut stările astea. Vreau să spun că tot în locul ăla în care te simți așa nenorocit, se adună această bucurie. Și eu adun deja șirag de 2 ani de zile, luna asta, în februarie, ea face 2 ani de zile, mulțumesc. În care adun zi de zi clipe în care am râs, în care am zâmbit. În același loc, nu știu cum să numesc, definez locul ăla, o fi suflet, dar e durerea cumplită, tot acolo vine o vindecare așa. Da, una după alta, da. Pas cu pas. Da. Vreau fiecărui să... pas. Da, da, da. Vreau să te rog acum, pentru că noi amândoi, apropo că vorbeam mai devreme de poezie, admirăm foarte tare poezia unui regretat poet care nu mai este. Da, poetă, vorbeam de Chirvasiu amândoi, exact. Da. Eu nu l-am... Eu am avut onoarea să-l cunosc. Mi-ai spus și sper să-mi aleg o carte. Să... Cu mare drag o să încerc să fac tot posibilul. Iar eu ți-am spus că am întâlnit două poeme ale lui. Uh-huh. De asta vreau din să gura lui. Asta vreau în să înregistrări. Pe unul l-am reținut și mi se pare tulburător de mare și cu drag ți-l spun. Te rog. Zice, e toamnă, cât o mie de piane, în codul bunelor maniere, pustiit de ger, se cade frunza doar. Împreștiați pașii se aud pretutindeni, pași pe asfalt, pe acoperișuri, pe lacrimă, pași pe sânii tăi sonori, care străbat anotimpuri în vârful norocoaselor mele degete. Aș ucide această pasăre, dar ea e atâta zbor, că nu mai poți să știi dacă pasărea zboară sau zborul pasăre vreodată. Și dacă nu cumva se ouă pe sine cu oameni tandri care mint dacă nu au parte de întâmplări. Câtă ironie! Să te naști într-o sală de dans, fără mâini, fără picioare, fără trup, doar cu o inimă, la tango. Care este, știu că nu, tu îți place să folosești cuvântul proiect. Care este următorul lucru pe care ți-l dorești să-l faci? Pe care mi-l doresc? Uh-huh. Ei. Pe care mi-l doresc? Uh-huh. Pe care ți-l dorești tu? Nu știu dacă mi-am pus problema. Gândindu-mă că sunt așa o chestie care curge și vrea să prindă clipa de fiecare dată. Nu vreau să-mi cumpăr vile sau am de toate. Mașina dacă se strică o repar, n-am porniri din astea. Dacă e ceva, bă, știi dacă e ceva ce aș vrea? Că e o întreagă, e un arsenal, e o bibliotecă întreagă de ziceri pentru tați de fete. E un univers. Știi ce îmi doresc? Bă, să ajung să-l văd pe nemernicul ăla care pune mâna pe ea. Bă, și mi-aș dori să-mi placă de el, mă. Dar nu în sensul în care să scape cu viață, bietul. Da, da, da. Nu în sensul ăsta, nu. Dimpotrivă, mi-aș dori să ajung acolo
Da, uite, cred că asta e. Mi-aș dori să îmbătrânesc frumos, să știi, să nu mă înroiesc, să nu tâmpesc, să dezvolt oarecare înțelegere, mai multă decât am acum, cu siguranță, și bunătate. Cred că asta mi-aș dori. Asta îmi doresc, nu mi-aș dori. Nu. Asta-ți dorești. Nu e niciun condițional optativ. Așa e, asta îmi doresc. Asta-ți dorești. Da, da. Să-ți ajute Dumnezeu și să-ți ajute Dumnezeu ca atunci când va veni la ușa ta și va bate la ușa acel personaj de care povestești tu, când deschizi ușa să-ți placă. Din prima. Sper să-mi placă și când închid ușa în spate. Asta e. Bun, atunci aș vrea să-ți mulțumesc foarte mult pentru tot ce am făcut astăzi. Și eu îți mulțumesc. Și eu vreau să-ți doresc eu ceva, dacă îmi permiți. Sper. Vreau să-ți doresc ca din ce în ce mai multă lume, din ce în ce mai mulți iubitori de poezie, să-ți cunoască sufletul poetic, sufletul de om care nu cântă cu chitară, cântă cu sufletul, și să vină de fiecare dată să-ți întindă mâna să spună mulțumim pentru suflet. Îmi pare că e o urare, dar are perfect sens și ce spui și ce spun și eu. E o urare pentru ei. Exact. Dar are perfect sens și spun de ce. Că noi, fără ei, nu... Funcționăm, sigur că funcționăm. Funcționăm, dar la parametri... Absolut, sufletul meu la fel, iubesc poezia la fel, dar nu mă încearcă și nu mă invită și nu mă stârnește nimic. Da. Dar, da, într-adevăr, dacă... Eu zic că se mai poate. Și eu zic că se poate. Și să dea Domnul să putem în continuare. Da. Îți mulțumesc mult, Zoltan. Îndrept. Și să fim sănătoși. Doamne ajută. E tot ce trebuie. Cam atât, dragi prieteni. A fost un moment pe care eu sincer îl iubesc. Pentru că iubesc ceea ce face Zoltan, iubesc omul, iubesc muzicianul, iubesc vocea și iubesc sufletul. Așa că vă doresc și voi să iubiți în continuare lucrurile frumoase din viața voastră, oamenii frumoși de lângă voi, și să vă uitați în stânga și în dreapta și s-ar putea să-l descoperiți pe Zoltan cu chitara în mână, spunând poezii. Și o să vedeți ce înseamnă. Eu vă mulțumesc și ne revedem săptămâna viitoare. O seară frumoasă! Fiecărui pas al tău îi se cade o caleașcă. N-a căzut de mult o pleașcă așa grea pe capul meu. Colțul străzii dacă-l dai, ai și nimerit în rai. Îngerași cu buci grăsune stau la poartă să te sune, căci desigur se cuvine mare cinste pentru tine și hodină pentru mine. Fiecărui pas al tău Fiecărui pas al tău Capul tău e un zurgălău, suna nevoios și rău, și numai urechea mea te aude dacă vrea. Fiecărui pas al tău Fiecărui pas al tău Raiul al doilea și el mai departe e nițel. Cum dai colțul celălalt lângă pompa de bazalt, n-are robinet în schimb să-i dai drumul, poți cu nimb. Și-o să curgă doar caimac și luna de vârcolac. Fiecărui pas al tău Fiecărui pas al tău îi se cade o caleașcă. Thank you.
langă de la oi. Știe drumul de apoi. Și cum bate ea într-o dungă, treci prin lume ca prin strungă. Și cum mergi cu Dumnezeu înainte, nu-i prea greu. Câinele rămâne în urmă să te aștepte lângă turmă. Ai plecat să aduci sare la mioare chiar din mare. Și treci marea în picioare. Ai plecat să aduci sare. Treci și treci, mergând pe o punte, peste cer și peste munte, singur năpădit te trebi și la urmă mai întrebi. Și la urmă mergi prin fum, fiindcă nu mai este drum. Și tot drumul înapoi, cerul ți-l-a pus pe oi, să le apere de ploi. Și la urmă tot așa o ții strună, dumneata. Mergi și mergi și mersul-ți ștergi. Și pe tine chiar te ștergi și degeaba mai alergi.